Hello, lume, și bine am găsit la un nou episod. N-am mai postat de foarte mult timp, dar na. Scuză, n-am chef, n-am, adică acum am chef, dar n-am avut chef. Și acum revenim cu un nou joc. Îl avem aici invitat pe mare gamer, nu știu ce. Cum te cheamă? Pe mine? Da. Luis. L-avem aici pe Luis și astăzi vom face un Un clip. episod cu un clip, așa, cu mutant genetic gladiator. Salut, salut lume. Turcoaspe. Da, las că pun eu link în descriere. Da. Să intrați și la el pe canal, dați acolo un like, că a făcut și el un episod. Stai, stai. E mai puternic ca mine. Ah. O vibrat scaunul sub mine, ești nebun. Așa, bun. Vezi jocul, da? Da. Na, noi astăzi vom da niște lupte, cred că știți, sau poate nu știți jocul. Aici este aparatul Evo, Evolu. practic. Așa. Aici eu am level 106, el are 250 și... 2, 252 sau 53. Ăștia sunt monștrii mei foarte buni. Și astăzi ne vom bătea aici. De La... bombă. Pe... Ne vom bătea. Ne vom bate aici. Stai să plec. Ai văzut cum dă aia din gură? Fii atent! Uite acum dă din gură! Eu ce? Dă să-mi dată ăla când începe să rugă. Face din ochi. No, mă rog. Stai că nu vorbește, el a tăcut. El e așa mincinos. Nu, dacă câteodată vorbești, uite cum dă din ochi, zici că e glitch. 120 ore îl bat? Bagă El pe face în bubon. total 120, adică fiți atenți. Eu am Tu aparatul faci la 37. 37 și fac 111 și el face 120. Practic 37 ori 3. Matematică cu Luis. Dăm ajutorul ăsta frumos Bă, și hai să începem lupta. niște chestii despre luptele astea. Poate unii nu înțeleg. A, da. Deci, practic, el, Zatern, acum se bate și a ales o echipă de ofensivă care atacă nu în momente reale. Ma? Nu se luptă în real life cu adversarul. El se luptă doar cu defensiva lui. Exact. Nu se bate gen chiar pe moment cu el. Fiecare jucător în acest joc e pus să-și aleagă o defensivă formată din cei trei cei mai buni mutanți. Hai că o Exact. dai. E cam greu aici. Eu am păstrare puțină viață. Aici putem vedea, există și pietre în joc de atac, viață, boost, Orburi. orburi. Bă, da, nu-i activa boost-ul, ascultă ce zic eu. Asta. Da. Dacă dăm în el, fiți atent, noi dacă dăm în el, îi activăm boost-ul. Și o să dea mai mult damage, dar O nu. să îl înfuriem, practic. Da, îl înfuriam. Da, mă, dau să mă... Sau, hai, dau în ăsta? Da. Dar tu cu Orion oricum nu-l omorai pe Da, știu, dar nu. Aoleu, magician. Magicianu, magicianu. Cam grea lupta asta. Cam grea, dar... Ce faci ceva cu Bugmore să-l omori pe... Nu în toți trei. Ai că ai avut un bulan, ai dat criticală. Exact, dar tot pierd, cred că. 20 de mii, ești prost. Nu, dă cu prima ta, câștigași. Și a avut o echipă foarte bună. Mai cel este cel mai bun monstru din joc. Da, Stilingarda, în general. Așa, Noi e spun magicianul. magia, noi zicem mai să mai... Deci, da, așa. Trebuie să ai și viață în acest joc. Da. Trebuie să ai și viață în acest joc, dar eu nu prea am. Ăsta are 2000 viață, eu am 200. Nu-i prea mare diferență. Cine? Da. Între mine și tine, la viață. Da, sunt niște aparate practic care formează cutii de viață. Da, exact. Vida. Hai să vedem oare ăsta. Mamă, ce echipă are. Bă, eu zic din start să dai ajutorul În Bug folosind Morris. practicul Boris, da. Clar. Mamă, What the fai, acum cu ce nu a trebuit te ajut? f... Ăla Beham e cam ori pe locul 1, ori pe locul 2. Nu știu. Pe locul 2, mutantul ăla care te-a ajutat. Colosul Soare are mare? Asta?
Retalaito? Nu, Colossus are retalaitul mic de când l-a nerfuit. Uite, are orb atac 5 pe bucmori. Păi știi ce o să fac? Dă cu am două atacuri în ăla. În Colossus. Da. Că nu te omoară. Îți ia 1800 parcă. Nu, 2000. Dă-n... În Book Morris, nu? Faba nu, că l-am... Da. Sau? Fa, nu, dau cu un atac în Book Morris. Nu, dă cu atac, dă, trebuia să dai cu Colossus și cu Orion trebuia să dai în Book Morris. Că și așa Orion îți moare. Deci tu pe cine zici să omor? Pe care din de? Eu aș zice să-l omor pe... Dar pe cine omori aceeași chestie. Tot îți moare proiectul pe Orion. Deci tu rămâi Orion... numai cu... Da, o să rămân numai cu... Da, meciul ăsta-i pierdut oricum. Dau cu Orion în cine? Cine să moară? Bă, eu aș zice să-l omor pe Book Morris. Da, oși. Stai că ăsta-s mai... Uite, a, 36 aici. Omoară pe Book de Antos 3. Așa. Acel mutant e unul bun. Top. Deci, ma, dacă Colossus dă... E foarte greu să-i bați pe ăștia. Deci așa trebuie făcut să dai. Acum da Zinger, să vedem. Dacă dai un critical, câștigi, cred că. Mamă, dar de ce ai pus Drain in Life pe... Stai alea. Doar cu critical, nu. Altfel n-ai cum. Nu, hai să-ți mergem pe... Nici cu critical nu-l luai. Nu, dar l-avea pe Danger, avea pe Colossus și avea și pe Bugmoris. E o echipă foarte bună aceea. Bă, când vezi mult Saber în echipă, nu mai pune Orion. Înțelegi? Da. Noi acum ne jucăm pe Bluestacks, că merge foarte bine, adică merge foarte fluid. Da, merge fain. Nu uitați să dați un like la acest episod. Revenire. Așa e să mor. Revenire? Asta are 96. Are topor. Vedeți aici chestia asta roșie, arată cam ce are el. Dar acum nu contează care e cam puțin asta. În acest joc și în... Uitați, dau ajutorul lui. Oare să-mi arătă dau ajutorul tău? Bă, eu ajut puțin că l-am crescut pe ăla de viteză mare. Na, dar bă, că oricum eu mor pe ea. Da, na. El are 252. Mamă. Îl omor pe asta? Pe ăla nu, dar pe ăla de jos, da. Dar tu, pe tu nu, dă cu toate în project, dă cu project când Book Morris, cu ajutorul meu. Nu știu sigur cât dau. Fa. Aoleu, belirea. Dacă ajutam... Nu, fan, știi cum fac? Asta ce are? Bun, o omor pe asta. Aia nu are Retalite. Ormoram oricum, nici nu contează. Nu da în Book, dă în ala. Nu, dau una sare jos și cu Orion îl omor pe Book. Și o să fi în 2v1 și, na, o să-l bat. Hai că-i dai belirea. Gata, s-a terminat treaba. Bine, bă, dar uite și tu ce Retalite are omul. Da, știu. Retalite, practic, e o abilitate că dacă dai în el, îți ia ție vieță. Aici Book Morris de platină, sunt patru tipuri de moște, ar fi clasic, de bronz, de argint, aur și platină. Astea sunt 5. Știi? Ce mai bune sunt de platină? Sau sunt moște cu semnul exclamării, care n-au stele, dar ești foarte bun practic din fabrică. Da, așa. Și nu se pot face. Da, nu se pot face. Ei doar din de aici, de la aparate. Să vă rămân dat. Mai dau câteva lupte și... De la păcănele. Ai ceva de la păcănele? Aici? Aici da. Practică sunt păcănelele. Ai, dau unul? Bă, dă unul, hai. Dau unul pentru că o să vă arăt deși le strâng imediat vă arăt. Bă, dacă câștigai emo. Da. A, da, stai să vă mai arăt o chestie. Nu mai așa. Aici la reactor mai sunt monștri, știți? Și aveți nevoie de emuri. Eu am 5, dar nu vreau să le consum pe chestia asta. O să vină ceva faină. Da, o să vină ceva nou. Și o să vină și reducerea la aparatul ăsta, Evo. Și o să fie foarte șmecher. Eu strâng jetoane de astea pentru monștrii ăștia. Ăsta sau ăsta. Pentru că sunt foarte, foarte buni. Cred că mai dau o luptă și termin și eu. Îl bag pe ăsta?
Tu ce Bă, zici? dacă folosești... Nu băga Orion, bă. Stai. Dar n-are. Nu, bagă, bagă, n-are să aibă. Bun. Așa. Și puc. Da, ajutor bun. Hai, că asta e belirea. Numai să vedem ce bestie are el. Ai văzut, are zomorf mult. Uite de... Ai... Omoară pe aia de sus, să nu ți-l bată pe Orion. Ajutor. Cât dă Orion brutal? 17.000. A, nu-l omoară pe câine. Nu. No. Mamă, ce faină. Ăsta dă 14.000. Da, e foarte șmecher. Ăsta dă 14.000. Aș putea să dau un câine. Da, asta să vedem ce are. Ovloc are reta. Nu, deci clar dau un câine, nu? Da, dă un cățel. Da, îi activez boost-ul, dar hai deja. Da, ce o fi, o fi. Dar nu, nu poți dea întostei, nu? Nu, cățelul nu. Dar Ovloc să nu ți-l omoare pe bucmori. Poate. Ai! Mamă, cât de aproape era. Sau, nu, cred că îți dă în Orion. Sau așa. Ai. Sau așa. Deci e bătut, clar. Dă în... Orion. Nu, 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 nu. În ăsta. Și după dau toți trei. Gata. Da. Deci am cam terminat această luptă. E prea ușor. A, dar nu are mult retolite. Putem să dau eu. Deci da. Da, să vedem câte puncte luăm și terminăm și noi episodul ăsta. E vreo 40, pompale. Mai mult de 40. 66. Te-am spus? Mau. Mam. Nu știu de ce îmi dă eroarea asta. În de 80%. Da, uite, poți să fac ușor. Uitați, aici trebuie să ai, trebuie să câștigi odată. Aici trebuie să fii în top cât 50%? Da, parcă. Aici 10%, aici trebuie să ai 30 de atacuri. Adică și câștigi 1000 de plăci. Cu plăcile practic faci e în fapt moneda jocului. Mai important. Cea mai importantă. Cea mai importantă cum moneda jocului. Pe Clash of Clans. Exact. Na, cam acesta a fost episodul. Astea sunt aplatele de viață. Aici poți să faci monștri, să-i cuplești și fac copii. Na, cam acesta a fost episodul. La revedere!